Bună și bine v-am regăsit! Îmi era tare dor să filmez un clip. Mi se pare că am postat mai rar în ultima perioadă și asta pentru că pur și simplu am fost într-o pană de idei. Nu am știut ce să filmez, ce să postez și îmi place să filmez clipuri care sunt utile, care știu că vă plac și vouă, care îmi plac și mie. Așa că m-am gândit să fac, tot suntem în luna iubirii, să fac un clip despre parfumuri potrivite în această perioadă, însă m-am răzgândit și chiar aș fi recunoscătoare să-mi dați și voi idei ce vă interesează, ce parfumuri vă interesează, despre ce parfumuri vreți să știți mai multe și da, chiar aștept ideile voastre. Poate îmi spuneți și voi ce clipuri ați vrea să mai vedeți la mine pe canal. Ei bine, astăzi vorbim despre mai multe parfumuri și tot voi mi-ați dat idei și ați văzut acel declutter, mi-ați spus că aș putea să fac un video în care să vă arăt și ce am primit în schimbul parfumurilor pe care eu le-am schimbat și iată că sunt aici cu parfumurile lângă mine. Unele dintre ele sunt cele pe care le-am schimbat, mai sunt și parțiale, mai sunt și parfumuri noi. Astăzi vorbim despre de toate. Parfumuri mai accesibile, parfumuri mai scumpe, arabești, de nișă, de designer, de toate. Așa că o să încep chiar cu, cred că este cel mai accesibil parfum. Ați văzut că am pus eu un video scurt și haide să vorbim despre acesta, care a ajuns la mine recent, deci toate parfumurile de astăzi sunt parfumuri noi pentru mine, așa că vom vorbi așa despre ele, primele impresii și vom mai discuta mai detaliat pe viitor. Dar vorbim despre Caed Al Fursan de la Latafa, este Unlimited, pentru că celălalt este negru, Caed Al Fursan simplu. Acesta este de pe parfumat.ro și puteți să folosiți codul meu de reducere NC10 și aveți 10% discount pentru orice parfum de pe parfumat.ro. Pentru că și eu la un moment dat am crezut că acest cod este valabil doar pentru parfumurile de la Lorina, dar nu. Este valabil pentru orice parfum cumpărat de pe parfumat.ro și mă mai tentează și Iara. Iara este un parfum pe care eu l-am testat și mi se pare atât de frumos și a nebunit lumea cu parfumul acela. Ei bine, acesta este și el tot genul acela de parfum, genul care înnebunește lumea cu mirosul lui și are și un preț accesibil. De exemplu, acesta este 79 de lei pe parfumat.ro și cu codul meu vă scutiți măcar transportul sau o parte din el, dar mi se pare un parfum accesibil. Și haideți să vă spun și despre note. Are în vârf bergamotă și note fructate, în mijloc are note florale și nucă de cocos și în bază are santal, ambră, vanilie și mosc. Hai să-l desfacem. Are o sticlă foarte frumoasă, deci și cutia mi se pare destul de minimalist și foarte frumos. Deci chiar este finuț, are un capac pe magnet și îmi place de nu mai pot treaba asta. Îmi plac parfumurile cu capace magnetice, iar acest parfum este un parfum unde să mai dau, că m-am mai dat eu cu niște parfumuri astăzi, mă dau așa pe mână. O, da, deci, este un parfum cremos. Simt un cocos cremos și lactonic. Îmi place genul ăsta de cocos în parfumuri care oferă acea cremozitate. Cremos, lactonic, ca o cremă albă, dar nu pufoasă neapărat, ci cremoasă și lactonică, ca o cremă cu cocos și lapte, ca mirosul de, nu știu, cred că așa îmi imaginez eu că ar mirosi Raffaello, deci chiar mă duce în zona aia, dar totodată este un parfum curățel, foarte, foarte confortabil, foarte versatil, mi se pare potrivit pentru că este și dulce, dar nu este prea dulce, adică mi se pare un parfum bun de purtat în orice sezon. Și mă duce puțin cu gândul, are el acolo și niște flori, este și feminin.
mă duce mai mult în zona feminină, dar chiar îl văd purtat de către oricine, fiecare poartă oricum ce vrea. Dar vreau să vă zic că mă duce cu gândul nu la This Is Her, cum am citit și cum spune toată lumea. Chiar nu m-a dus cu gândul în direcția aceea. Când l-am mirosit prima dată și vă spun exact la ce m-a dus pe mine cu gândul, acum părerile sunt împărțite, m-a dus cu gândul la Mont Blanc Signature. Deci, mie mi se pare că este din aceeași poveste, nu este o clonă 1 la 1, să zic așa, vorbim în termeni din ăștia, dar în acea direcție mă duce pe mine. Poate să te ducă și cu gândul la This Is Her, însă eu pe This Is Her îl văd altfel. Îl văd mai fluffy, îl văd mai... Da. Nu. Deci pe mine mă duce cu gândul într-o altă direcție și de-abia aștept să-mi spuneți și voi părerile voastre. Îmi place parfumul, mi se pare că are un preț foarte bun. Despre persistență nu pot să vă spun prea multe, dar l-am purtat într-o zi și l-am simțit destul de mult pe mine. Adică mirosul rămâne pe haine, se simte, nu este o bombă de parfum, așa cum vă spun eu, dar e ok, nu este slab. Nu mi se pare un parfum slab, ba chiar mi se pare foarte bun acum și prețul, calitate-preț să zic așa. Îmi place, parfumul chiar este foarte... Este un parfum pudrat, la fel este și Iara. Și în zona aceea mă duce, deși acela este diferit, dar tot în aceeași direcție mă duce și el. Desigur că pe Iara l-am testat o singură dată, îmi place foarte mult cum arată sticla, îmi place foarte mult și acela cu miroase, poate că o să ajungă și în colecția mea la un moment dat. Și trecem la următorul parfum care a venit împreună cu un decant și pe acesta, da, l-am primit la un schimb. Avem aici Jean Pogotier Classic Wonder Woman. Este o fresh parfumul, însă îmi doream atât de mult această sticlă în colecția mea. Este minunată, minunată. Și da, este un parfum care nu se mai găsește, parfumul este până pe aici, cam aproape jumătate, dar cred că mai sunt aici vreo 25-30 de mililitri de care eu să mă bucur. Îmi place foarte mult această sticlă și îmi place foarte mult cum miroase parfumul. Este unul foarte intens, deși se numește O Fresh. Acum nu știu, despre persistență eu l-am purtat odată și haideți să vă spun despre note. Are sorbet, în deschidere ghimbir, trestie de zahăr și lămâie, în mijloc are floare de portocal, floare tiare. Doamne, ador această notă în parfumuri, ia-s-o mie, în bază avem vanilie, mosc și labdanum. Ei bine, este un parfum care seamănă cu clasic, cu EDT-ul, seamănă și cu EDT-ul, acum nu știu cu apa de parfum, pentru că nu l-am mirosit pe acela. Însă este în aceeași direcție, doar că este un parfum mai dulce, este un floral gurmand, să zic așa. O să mai povestim despre el, dar îmi place foarte, foarte mult. Chiar îmi place și sticla și parfumul și da. Și am mai primit eu odată cu acel parfum, cu Jean Pogotier, acest decant care scrie pe el că este Yves Saint Laurent. Apă de parfum intens, eu am parfumul intens, deci nu este acela cu siguranță. Cred că este Yves Saint Laurent Libre apa de parfum, pentru că știți că eu am acest parfum de la Dubai Collection și lumea spunea că seamănă cu Yves Saint Laurent Libre apa de parfum, așa că eu am regăsit același miros și mi-am amintit că am testat și eu la un moment dat parfumul, dar uitasem cum miroase. Ei bine, mă bucur că îl am în colecție și așa decant, deși eu nu sunt cu decanturile, dar nu l-aveam în colecția mea, însă îl aveam pe Miral de la Dubai Collection și mi se pare și mult mai intens și mult mai puternic decât Yves Saint Laurent, așa că măcar m-am lămurit cum stă treaba și chiar o să-l port și pe acesta de la Miral. Am zis să mai vină, să vină primăvara, nu știu, mi se pare un parfum mai... potrivit pentru primăvară așa, când încă este rece,
dar îl am și pe acesta și pot să fac o comparație, să zic așa. Și trecem la următorul schimb parfumat. Am făcut un schimb și am luat un parfum pe care îl voiam de mult în colecția mea și sunt super, super fericită pentru treaba asta. Teodoro Scalottinis Coffee Addict. Mi-l doream în colecție și îmi doresc și Velvet Chocolate în colecție, dar aș vrea să-l testez înainte, parcă nu l-aș cumpăra blind, că am zis că nu mai cumpăr blind. Are 50 de mililitri. Haide să vorbim puțin despre Coffee Addict. Eu l-am mai testat mai de mult și nu am fost niciodată hotărâtă să-l cumpăr, însă mi-l doream în colecție și am avut această ocazie să fac un schimb. Ideea e că deschiderea este cafea. Este o cafea îndulcită, o cafea proaspăt râșnită, dar îndulcită și mie îmi place foarte mult treaba asta. În deschidere îl găsesc puțin, să zic așa, balsamic, nu știu. Are acel ADN pe care eu îl regăsesc în unele parfumuri de la Calotinis. O cafea proaspăt râșnită și dulce. Și atunci când se usucă, îmi place extraordinar de mult. Deci îmi place foarte mult în uscare, când se usucă și persistă destul de bine. Chiar îl port astăzi, mi se pare că îl simt în aer. Mă însoțește peste tot. Este un parfum care în uscare miroase a cafea, a vanilie zaharicioasă, cred că de la acea vanilie cu caramel și cu cafea. Deci este o combinație superbă. Mi se pare unul dintre cele mai bune parfumuri de la Calotinis pe care eu l-am testat și îmi doresc să testez și Velvet Chocolate. Am înțeles că și acela este foarte frumos. Știți că eu nu mai am chocolate greedy în colecție, așa că n-ar strica un alt parfum cu ciocolată. Sunt super curioasă și de acela, dacă este la fel de puternic ca și acesta, eu sunt super mulțumită. Dar mă interesează și mirosul, desigur. Aștept să îl testez. Și trecem la următorul parfum pe care eu îl văd la destul de puține persoane pe internet și nu știu de ce. În primul rând, această sticlă este superbă. Îmi place foarte mult culoarea ei. Îmi place foarte mult că este o sticlă simplă și foarte feminină așa. Iar parfumul, ia să pulverizăm noi, nu l-am purtat nici pe el, să știți că eu am mai strâns tot felul de sticle parțiale pe care voi nu le-ați văzut, dar le țin acolo și când le vine vremea, filmez. Nu vreau să fac numai hauluri pe acest canal, chiar nu vreau și nu îmi place să fac treaba asta. Așa că, deci, este un parfum proaspăt în primul rând. Are în deschidere mușețel și migdale amare, în mijloc are mosc, iasomie indiană și iasomie și în bază are lemn de santal, cedru și vanilie. Este un parfum aromatic, este un parfum proaspăt, foarte potrivit pentru primăvară-vară, dar nu neapărat. Și se numește Memoir d'un Odeur, da. Chiar și mie îmi aduce aminte de niște momente și prima dată când l-am mirosit m-am dus cu gândul la apa în care îi faci baie unui bebeluș atunci când pui ceai și alte plante, nu știu, chiar mă duce cu gândul la acea apă aromatică. Dar mă duce și cu gândul la mirosul de bebeluș, nu știu de ce. O să-l mai testez pentru că nu sunt lămurită eu prea bine despre miros, nu l-am purtat, doar l-am testat o singură dată mai acum ceva timp, am și uitat și acum m-am dat cu 1000 de parfumuri. Dar da, o să mai discutăm despre el. Clar este un parfum care îți aduce aminte de anumite mirosuri, nu este un parfum care să zici mamă cât de bine miroase, dar e drăguț, e drăguț. Un alt parfum intrat în colecția mea, tot o sticlă parțială, este acest Serge Lutin
Lor Felin, o sticlă de 50 de ml care îmi place foarte mult cum arată, îmi plac mult de tot sticlele acestea minimaliste. Și da, cam așa sunt sticlele de la Serge Lutin. Eu mai am Lot de Paillet. Acesta este ceva mai întunecat și mai afumat. Are doar două note listate pe Fragrantica, tămâie și mosc. Eu cred că mai are și altele. Dar oricum este un parfum simplu. Nu este nimic bisericos, nu este nimic, să zic așa, prea puternic. Nu este un parfum care să fie întunecat. Mi se pare chiar destul de proaspăt, un pic afumat, curat, purtabil, foarte purtabil. Ai zice că, nu știu, nota aceasta de tămâie ar putea să se ducă la ceva foarte dark, dar nu. Este un parfum purtabil și proaspăt în același timp, curat și mi se pare potrivit în orice sezon. Nu neapărat vara, dar primăvara, când este mai rece oricum afară, este un parfum super purtabil. Nu este niciun parfum complicat, complex sau să, nu știu, să te dea pe spate, să zici wow, cât de bine miroase. Mi se pare un parfum simpluț, un parfum curățel și cred că Serge Lutin are niște parfumuri mult mai complexe și deosebite decât acestea pe care le am eu, însă acesta pot să vă zic că miroase foarte bine și da, este un parfum simplu, dar foarte plăcut. Îmi plac mult de tot sticlele astea, mi-ar plăcea să mai încerc și altele, dar nu prea se găsesc așa peste tot. Și ultimul parfum despre care vorbim astăzi este de la Hermès, este acest Eau de Merveille. Eu am început călătoria cu aceste parfumul de la Hermès, să zic așa, acum vreo câțiva ani, când am cumpărat un set Elixir de Merveille, pe care l-am și dat pentru că, ce să vedeți, nu mi-a plăcut. Era bine, nici nu testasem eu atât de multe parfumuri pe atunci, încât să am un nas pregătit pentru Elixir de Merveille, care este un parfum destul de puternic, așa, și acesta oricum este varianta light, varianta proaspătă a acelui parfum și cred că mi-ar plăcea să-l testez acum pe acela. Dacă nu mă înșel, am un ulei și da, îl văd total diferit acum, dar acesta este unul foarte frumos. Dacă vă uitați la sticlă așa și vedeți, da, nu am căpăcelul la el, am pus eu altul, dar parfumul este superbisim. Un alt parfum care te duce cu gândul la natură, la pădure, la brazi, la primăvară, să zic așa, și la perioada mai caldă. Miroase foarte bine, are în deschidere portocală, rășină elemi, lămâie, în mijloc are ambră, piper, piper roz și violetă și în bază are brad, cedru, vetiver de Madagascar și lichen, da. Este o combinație foarte interesantă și foarte frumoasă. Mi se pare un parfum complex și proaspăt, dar puternic în același timp. O să mai discutăm și despre acesta pentru că simt nevoia să-l port. Chiar am o perioadă în care simt nevoia să port și parfumuri mai fresh, mai proaspete, mai proaspăt condimentate. Asta pentru că am purtat foarte mult timp parfumuri dulci și acum mai port parfumuri dulci pentru că sunt slăbiciunea mea, n-am ce să zic, însă mai alternez și mai port și parfumuri mai proaspete. Și cam acestea sunt parfumurile cumpărate, schimbate. V-am spus că chiar dacă nu filmez neapărat un declutter și fac niște schimburi, oricum parfumurile ajung aici pe canal. Vă arăt și vouă ce parfumuri cumpăr și schimb. Sunt și parfumuri parțiale pentru că am ajuns la o colecție destul de mare de parfumuri încât să vreau să cumpăr din magazin mereu și mai facem și schimburi parfumate, știți cum este.
Părerile sunt împărțite, fiecare face ce vrea cu parfumurile ei și cam atât. Sper că v-a plăcut acest clip, pe mine mă găsiți și pe Instagram, aștept cu mare drag comentariile voastre, aștept să împărtășim păreri în comentarii pentru că îmi era dor. O să mai revin cu impresii despre aceste parfumuri, abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă, nu uitați să-mi lăsați și un like și noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat, pa, pa!